Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mate și eu sunt Paul, Sara, Melissa, Scarlett, Amza aici cu Arcu și suntem împreună cu prietenii noștri din nou în același loc în care am fost și anul trecut, la Doftana și... Sunt chiar curios dacă puteți să bănuiți cam cât suntem anul ăsta. Chiar sunt curios. O să vă zic la sfârșit cât suntem, numai că lăsați acum un mesaj ca să vedem dacă bănuiți. Ladies and gentlemen, this is our camp 2020. Ce facem astăzi? Papă din gură, papă. Hai, pregătiți-vă. Sunteți entuziasmate, fetelor? Da. Da. Pentru mine, dacă am pus bagajele în mașină, deja am ajuns acolo, sunt relaxată. Am pregătit mâncare de, cred că stăm vreo lună cu mâncarea pe care am pregătit-o. Repetăm aceeași greșeală în fiecare an, de fiecare dată ne propunem să nu credem că murim de foame acolo. Dar o să fie foarte, foarte fain. Și mă bucur că ne-am relaxat și suntem cu toți prietenii noștri și, na. Copii, sunteți fericiți? Da! Sunteți încântați? Da! Și suntem pe drum, Amza tocmai a vomitat, ne-am oprit, am spălat toți pe acolo. Drăguțul de el, acum îmi spune să nu merg cu viteză. Am stat foarte mult în trafic, am stat gen o oră și ceva în trafic. Nu cred că se aude la voi. Ce s-a întâmplat? S-a bulit bătrânica noastră. Nu știu, s-a încins motorul. Dacă mai mergem, sigur o omorăm. Da. Dar cum ai condus? Dar nu e de cum am condus, e că s-a încins, nu e. Da? Nicio... Da. Deci avem toate bagajele și trebuie neapărat transportate. Am ajuns! Nu mai coborâm cu mașina acolo. Amza a rămas în spate, eu am venit să iau bagajele din Volvo cel vechi, să le pun în Volvo cel nou, să le duc până mai aproape. Locația asta este super faina, atâta că dacă nu poți să bagi mașina, ai de cărat, frate, că e distanță mare de sus, de la drum până jos la camp. Asta e! Salut! Dion, tatăl meu. Acum mă simt în siguranță. I feel safe, right? Yes, yes. That's mă simt în siguranță. Știi ce mi-a spus? Știi ce rău e ăsta? Acum mă simt în siguranță, Adi. Acu e. Acu e. Este întotdeauna un cățel mic de stan și puternic. Stă în spatele unui om. Da, da, da. Și mai puternic. În sfârșit am ajuns și eu. Sara, mașina noastră a fost credincioasă atât de mult timp. Putem să o înțelegem că n-am mai putut. Și de ce s-a reparat acum și a ajuns cu bine? Pentru că noi ne-am rugat toată familia în mașină. Wow. Și Amza. Tu să ajungă toate bine, cu mașina. Și am ajuns, mașina e sus, trebuie să vedem cum să facem să aducem bagajele. Dar oricum mă bazez pe Melissa că o să le aducă ea. Ce? Deja am adus totul. Păi da, mai aducem și restul. Sara, stai. Hai că Melissa nu știe de ce am luat-o cu noi. Melissa, te rog, instalează cortul. Acum. Să ce? Melissa, da. Ete cortul, ete... Da. Asta e partea aia care niciodată nu-ți place, știi? Cort înseamnă că trebuie să instalezi, dezinstalezi, să cari, să transpiri, să te împuți. Aie. Hai, să instalăm asta. Vrei să-mi arăți, Amza, cum te dai pe leagănul ăsta? Uhuuu, Amza! Uhuuu! Ce? Stai că n-am văzut.
hai să facem turul campsite-ului nostru. Ce zici, Sara? Le arătăm oamenilor cam cum ne-am organizat noi? Bicicleta e aici. Da. Bicicleta e aici, gata. Și știți ce? Până acum am stat, am pregătit, am aranjat, am împachetat, am despachetat, am învârtit, am spălat. Acum gata, cu cafeluța în față, un view extraordinar. Deci, în primul rând, avem un view aici absolut fenomenal. În spatele nostru este lacul Paltinu sau barajul Doftana, barajul Paltinu. Ok. Și acesta este cortul nostru. Cum ați face pe muzică așa, da? Uh-huh. Ok, aici avem un cort. 2, 3, 4, 5. Aceasta este o linie noastră dragă. Adică mătușa ei. Mătușa mea. Da. Mătușa mea Olivia. Drăguța care mea iubește. Și tu? Cortul? Da, din păcate nouă ni s-o spart salteaua. Și o să dormim pe... Pe uscat, cu niște dureri de spate până mâine. Hai că vedem noi. Așa se întâmplă, exact. Mai avem noi un an plus. Aveți? Da, 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 avem, avem. Asta e când mergi mai mulți la un loc și mai mulți. Dacă nu are unul ceva, are celălalt cu siguranță. Ia uite-l pe cumnatul Marc. Stai, Marc, Marc, când a intrat un cadru aici, deja ne-a luminat soarele. Nu mai mă pot uita la nimeni decât la tine. Mai avem încă un cort aici. Problema este că locul ăsta este destul de mic pentru cât suntem. Da, ceilalți, din păcate, vin cu subiască să-și pună cortul în pădure. La masă, dacă ți-e foame. Da, mai sunt încă câțiva de venit. Mai sunt, din păcate. Adică primii veniți, primii serviți. Barul nostru special, locul de mâncare, unde avem mâncare, avem tacâmuri, puteți să vă alegeți, luați ce vreți și doar mâncați. Când vă e foame, mâncați. Nu e un program. Voi foame, luați, mâncați. Așa. Uite, avem 1, 2, 3, 4 cutii cu tot felul de ce avem nevoie. Avem și o măsuță. Adi, ce faci? Mi-e dor de copilărie. Vă aduceți aminte de Adi? Exact. Cum a căzut el în Delta și mi-a făcut titlu de vlog. Țieți aproape, țieți. Și aici avem locul numărul 2, uite, cu masă, cu dita mai cortul, cu mese acolo, fetele au tot ce trebuie, filtru de cafea avem, avem generator, avem mese, îl avem și pe Mirela aici care a venit all the way from Cluj-Napoca, cine este din Cluj să dea un like. Uite, mai avem încă un cort acolo rătăcit, mai trebuie să mai vină încă 3 corturi, nu știu unde le vom pune, dar vom vedea. Îl mai avem aici pe cumnatul meu, pe Cornel. Ia uite ce frumos își gătește el aici niște slănină, niște porumb. De la Arad, de la socrul meu. Păi, nu? Aici avem absolut tot ce vă doriți. De la sare până la condimente. Da, uite aici, aici este cortul de gunoi. Aici avem tot, peanut butter, gemuri, sosuri, bla bla bla. Pâine, banane, fructe, bunătățuri, delicatese, de asta pentru ciorbiță, facem mâine ciorbiță de fasole mare. Aici iar o nebunie cu tortilla, o să facem ceva foarte bun. Aici este zona de spălat vase. Uite, deci detergent de ruf, de detergent de vase, din asta de mâini. Uite frumos cum stă. Ajutor! Ce-ai făcut? Ole, ole. Ai scos furtunul? Da! Eu filmez, nu vă pot ajuta. Așa, gata. No, asta este ca un dușuleț, haideți să vedeți cum spălăm noi vasele. Nu mai irosește apă. Știi care e faza cu cortul? Sunt unii care zic, vai, dar eu nu pot să vin cu cortul, că n-am condiții, că nu mă spăl, că e apă, că e dunci, că bau. Chiar o fi. Dacă vii organizat de acasă, poți să vii cu tot ce ai nevoie, poți să vii cu masă, cu scaune, să mănânci bine, să-ți gătești, să te speli, să fii organizat. Asta e cel mai fain. Nu-i așa? Da. Pau! Aici mulți ani trăiască, e ziua ta, știu. Da, mulțumesc, mulțumesc. Tu, maimuțică. Ce faci? Cum e?
Cum vă simțiți? Dați un mare like pentru aranjamentul nostru aici. Avem un cord nou, haideți să vi-l prezentăm. Aprinde luminițele mai întâi, iubi. Luminuțele? Luminuțele. Uitați, ia uitați cum arată cortul nostru pe timp de după amiază, că încă nu e noapte. Vedeți? Dă-mi un pic, Sara, eu o saltea de două persoane. Stai mă că filmam vlog. Eu trei oprese, când mi s-a spart saltea de două persoane. Avem de o de un cuplu. Auzi? Iubăreț care doarme așa. Te satisface una de o persoană? Da, numai una aveți. Am vrut să dorm cu Briana, că noi avem una de două, s-a spart, aveam două de două și una s-a spart. Tu dormi separat de nevastă ta, bă? De nevastă, așa scrie Vechiul Testament. Nora, how are you? Hey, I'm fine. How is your this experience? It's amazing. I really like it. Yeah? Yeah, it's so cozy here and yeah. And good nice. People yes, and this fun. Melissa are aici un acoperământ de sirenă care îi place foarte mult și a zis că ar vrea să doarmă aici afară. Acum să vedem cât de tare o să vedea când o să fie beznă. Aici avem cineva care ne-a trecut în decorațiune. Stai că n-am terminat. Wow, dar cum ați cărat așa ceva? A? Cum ați venit cu așa ceva? Stai că ăsta e paravanul pentru toaletă. Serios. Wow. Și manual de utilizare. Incredibil. Mamă, frate. Zici că e pentru copii. Ia, Melissa, cum e? Probează un pic? Ia. Probează un pic, e comod? Îți faci treaba și după aia dai la loc. Așa. No. Cu explicațiile de rigoare. Tati, băi! A venit tati. A venit tata. A venit tata. Bravo, Corel! A venit tata! Ia uite, Amza, ce fericit e! Amza! O venit și socrii, hey. Uite, vezi? Cum a fost? Tu, mama, tu nu ți-ai adus cort? Carmel, ai adus cumva cort? Nu, n-a adus, că am vorbit. Ai adus cort? Da, am vorbit cu Sara. Tu dormi cu Melissa în cortul ăla de... Știi, unde mi-a zis acum 10 eu minute mi-a zis. O să dorm cu ursul, mama. Da, nu, că am găsit o vilă acolo, uite, așa la 10 minute de aici. Nu, ați venit cu cortul, acum trebuie să vă supuneți. Dar unde să doarmă, iubi? Că pe mama nu poți să bagi în cort mic, că se sufocă. În hol, la noi. Uite, este, am luat la noi, în hol. Acolo, uite, în hol, la Bia și la Vali. Mergem să luăm lemne de foc. În noaptea asta o să facem un foc imens, ca în tabă. Excelent. Și acum mergem în pădure să ne luptăm cu ursul, să vedem dacă reușim să luăm lemnele. Numai să nu le lăsați singuri aici. Da. Să hai băieți, la lemne, hai, hai. Hai să mergem, că noi seara nu mâncăm, știi? Dăm așa un pic de cărniță cu ciorbiță mâine. Da, avem aici bucătăresă cu experiență. Vezi că ți-a rămas ceva pe la gura. Stai că se face cortul! Stai că-i dat cortul jos lui Paul! Vai de mine, aveți grijă la cortul ăla! Bă, pice! Hai, cărbută, peste șarpă! Doamne! Îl punem aici, pune-l aici în față, așa. Îl pui puțin la foc și după aia îl mâncăm, da? Puțin la foc, da? Așa? Așa, da. Bravo. O să mâncăm cu cuțit. Aici știe Paul ce face el aici. Asta-i. Wow! Ia uite, hopa! Hai că-i bună asta! Punem așa niște barbecue sos! Opa, exact! Mamă! Așa! Am o impresie, cred că cremul, știi, e fierul aragazul meu. Da? Trebuie să-ți dai comisiuni, iubit! Înseamnă cotă parte! Asta înseamnă... gaz înseamnă! Gazul costă! Și știu că și ăștia costă! Paul, e incredibil ce sunt aici! Ia uite aici! Dar ține-i aici, măi! Ține-i aici! Dar marshmallow unde e? Marshmallow, ai mâncat cam mult! Marshmallow! Da, ai mâncat cam mult marshmallow! Mai așteptăm crembuștii și suntem gata. Avem hârtie din aia de aluminiu? Artificiile,
Nu avem. Piciile, tati. Nu avem, avem folie de aluminiu, nu. Avem hârtie igienică. Întrebăm în popor. Are cineva hârtie, folie de aluminiu? Avem noi. Da? Da? Am fost noi. Eu. Ce facem noi? Eu. Deci următoarea tabără de ce nu va fi în Ardeal? Pentru că noi am venit destul. Ardeal, ioi, vai, tu l-ai, doamne, din ce panofiu! Și te-am întâlnit amintit doar sau ne-am întâlnit cu ascult ce-ai. Ia stai, 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 stai. Așa. Cum e hot-dog-ul? Iubi, și eu vreau. Melissa, cum e? Demențială? E bombă. Foarte bun. Vreau și una, domnule, fără niciun sos. Fără niciun sos, doar brânză? Asta, brânză și crembuș? Da. Atât? Și ceapă. Și ceapă? Ce se întâmplă aici? Cine se distrează aici? Uhu, Melissa! Ce faceți tu, mami? Scarlett e strivită! Scarlett e strivită! Eu sunt cea mai strivită! Doamne! În ordinea kilogramelor, vă rog! Dai 30! Dai 30! Și-a promis că nu te uită, nu te lasă, nu te lasă, nu te lasă, nu te lasă, nu ești părăsit, Domnul-i bun. David, te salutăm, ne bucurăm că ești cu noi. Zi, vrei să cântăm împreună? Dăm putere, dăm niște putere. Dăm putere. Am care? Ia. Ce ți-a scris? Tu ești Scarlett. Dar nu are, că e dimineață. Aia, lasă, de vezi aia din spate, că aia e mai plină. Dar nu-i spălată. Scuze, poți de lui. Sărăcuța făcută. Ia, bia, tati, lapte. Bă, e foarte cum e? Bă, n-ai treabă, mă. Bia-l. Bia-l, în gură. E de la vacă. Ia să bei. Dar lasă. Vezi, mă, pentru generația asta de copii, laptele crește din cutie. Ia, Matias, hai, cu gură fiecare. Hai, curaj, curaj. Bravo, yeah! Bravo, Lorine! Vrei să guste un? Amza? Ia! Ia! Mmm, cum e? Cum e? Bun! Bravo! Bia! Ion! Try it! Who else have tried it? Everybody! So, you just take the corona free. It's for free. It's for free. Oh, it's so strong taste. Bravo! Oh, man, what was the Hai, în oată! În oată! În oată, în oată! Hai! Hai! Scarlett! Prinde-l! Prinde-l, ține-te! Ține-te, Amza! Ține-te! Amza, prinde-te de ăsta! Ține-te de ăla, Amza! Ține-te! Hai! Bravo! Ține-te! Nothing but you can make me feel alive. Set my heart on fire. Turn the silver sky into a California blue. Fireworks in July. Got nothing on your eyes.
burtă, burtă, burtă. Aia e. Am făcut un efort și ne-am adunat toți aici, uite, i-am pus în amfiteatru pe toți, ia vezi? Și am ajuns la momentul în care o să aflați câți suntem. Ia, să vedem care a dat pauză pe video și a scris un comentariu. Să vedem dacă v-ați apropiat, care s-a apropiat de numărul 44! Plus... Plus 2 câini. Never ending you, nothing but you.